Vești proaste pentru clienții CFR Călători. De la 1 iulie se scumpesc biletele de tren, iar creșterile nu sunt deloc de neglijat. Colega noastră, Roana Rotaru, are mai multe informații. Bună seara, Roana, cu cât vor crește tarifele? Găsit, biletele de tren se scumpesc cu 20% de la 1 iulie 2022. E o scumpire care se va aplica în rândul tuturor operatorilor de transport feroviar de persoane din România. Majorarea vine în contextul în care CFR Călători a solicitat acest lucru în bugetul pe anul 2022, motivând că se confruntă cu o creștere a prețurilor la energia electrică. Totodată, important de precizat este că decizia de scumpire a biletelor de tren va fi luată de către autoritatea feroviară și se va aplica pentru toate companiile din această piață, din acest sector. Cât de mult înseamnă această scumpire? De exemplu, dacă acum un bilet pentru ruta București-Brașov costă 50 de lei, de la 1 iulie biletul va costa 60 de lei, adică cu 10 lei în plus. Totodată, un bilet de tren pe ruta București-Constanța, care în prezent costă 60 de lei, se va scumpi la circa 72 de lei de la 1 iulie. Scumpiri similare, cum ziceam, vor aplica și cei 5 operatori privați de transport călători din România, pentru că autoritatea feroviară va aplica această scumpire în rândul tuturor operatorilor. Vă reamintesc că ultima majorare de tarife la CFR Călători a fost în 2013.